noi questa iniziativa ha un significato molto importante, intanto perché ha una rilevanza non solo interna che riguarda la nostra comunità, ma mi sono reso conto che col passare degli anni diventa sempre più di carattere internazionale. E poi perché la nostra banca è particolarmente interessata alle vicende che si svolgono sul territorio e quindi ci occupiamo non solo di economia e di credito, ma di socialità, di cultura e di qualsiasi interesse riguardi la nostra comunità. Veramente quest'anno siamo ritornati sui grandi numeri, con 766 partecipanti, cosa che non succedeva da anni, e si è creata un po' di competizione, una sana competizione tra bulgari e romeni, chi arrivava col numero più alto, e quindi anche questo ha contribuito a rilanciare un po' il tutto. Importante è stata anche la partecipazione, il ritorno delle scuole del territorio, la scuola di Triuggio per esempio, la conferma della scuola di Lesmo ed altre scuole, e questo è importante, ha dato maggior vigore al premio e alla manifestazione. Oggi eravamo immersi veramente in una marea di giovani delle scuole, e questo è una fonte di entusiasmo anche per noi. Mă numesc Petra Ana Mirica Bobiț și am dat premiul 4 cu mențiune de onoare. Mă simt foarte bucuroasă că am ajuns aici și nu mă așteptam, sincer. De unde ești, în România? Sunt din România, Galați. În Galați. De cât timp particip la acest concurs? Particip de 3 ani la acest concurs. Este prima cupă pe care o iau. Mă numesc Doina Astină, sunt originară din Republica Moldova. La această ediție am luat premiul Popoarelor, premiul internațional. Mă bucur că este primul meu concurs internațional la care particip și sunt foarte onorată că am luat acest premiu. Acest premiu mă motivează să cred că am talent și chiar consider că este o izbucnire a ceea ce se numește poezia. Numele meu este Magdalena Hărăbor și împreună cu fiica mea, Teodora Hărăbor, am participat pentru prima dată în acest an la cea de-a 26-a ediție a concursului internațional Giovanni e Poezia și suntem fericite, încântate și onorate că am primit. Eu am obținut premiul al doilea la secțiunea G și fiica mea, Teodora Hărăbor, a obținut mențiune de merit la secțiunea C. Este pentru prima dată când participăm la acest concurs și nu ne-am așteptat să obținem aceste rezultate, deci suntem încântate și fericite. Mă numesc Angie Melania Cristea, sunt poetă de etnie macedoneană din România, respectiv din orașul Craiova, profesor al Liceului de Arte Marin Sorescu. Am luat premiul al treilea la secțiunea fotopictură și sunt foarte onorată că am primit acest premiu în memoria domnului Angelo Villa. Este prima dată când participi? Este prima dată când particip și mulțumesc pe această cale Florentinei Niță, care m-a inițiat în tainele acestui concurs. Am de asemenea o elevă premiată, pe eleva Cristiana Ioana Badea, eleva Liceului de Arte Marin Sorescu, care la doar 14 ani a obținut medalie de argint. Profesor Maria Cecilia Șoșu de la Colegiul Național Unirea Brașov. Avem bucuria de a participa pentru cel de-al șaselea an consecutiv la acest concurs internațional de poezie. În fiecare an, Colegiul Național Unirea Brașov, numărându-se în rândul premianților. Astăzi sunt alături de elevul Ștefan Luca, elev în clasa a 10-a de Colegiul Național Unirea Brașov, care a obținut premiul Giovanni Voci. Personal particip pentru a treia oară, profesor coordonator sunt de 6 ani, pentru Ștefan este prima prezență în Italia și la acest concurs. Mă numesc Ramona Popescu, mă aflu în Villa Taverna din Canonica cu scopul de a prezenta această minunată vilă comunității românești. De la anul sper să reușim să introducem aceste vizite ghidate în cadrul programului.